Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la pastila de lectură. Începem o nouă campanie. Mari personalități care au schimbat istoria omenirii, istoria umanității, promovând autori, personalități remarcabile în colecția Autobiografia din portofoliul editurii Herald. Iar pentru astăzi am ales o personalitate care nu numai că a schimbat istoria lumii prin sistemul de gândire, dar încă face acest lucru și promovează valori și principii autentice, precum blândețea, compasiunea, empatia, bunătatea, iubirea, iertarea. Este vorba despre Dalai Lama, sanctitatea sa Dalai Lama. În cadrul cuvântului înainte am găsit un lucru foarte interesant. Dalai Lama nu înseamnă același lucru pentru toată lumea. Pentru unii înseamnă că sunt precum Buddha viu, manifestarea pământească a lui Bodhisattva, al compasiunii. Pentru alții înseamnă că sunt un rege zeu. Astăzi alături de noi, la pastila de lectură, lui Saneag, coordonatorul colecției Autobiografia, în care a apărut cartea Dalai Lama, Libertate în exil, și am să vi-o arăt la cameră, care ne va povesti mai multe despre această minunată carte și despre personalitatea lui Dalai Lama, atât ca lider politic, cât și ca lider spiritual. Mulțumesc pentru invitație, Sorin. Bun găsit tuturor. Este foarte interesant, în primul rând, când avem de-a face cu o autobiografie, să vedem de ce a ajuns să-și scrie autobiografia acea personalitate. Pentru că întotdeauna există un motiv care se citește printre rânduri și care până la urmă ajunge să dea valoare acelei personalități. Orice poveste de viață este plină de învățături. Din orice poveste de viață avem de învățat, oricât de umilă ar fi persoana la care se referă. Cu atât mai mult atunci când avem de-a face cu o personalitate de talia lui Dalai Lama. Motivul care s-a aflat în spatele scrierii acestei autobiografii este unul care caracterizează, practic, personalitatea lui Dalai Lama, și anume munca în serviciu celorlalți. Dalai Lama și-a scris autobiografia pentru a face cunoscută întregii lumi situația poporului său. Deci este încă un demers pe care l-a adăugat la lupta lui pentru a-și salva poporul. Pentru că oamenii totdeauna vibrează la o poveste, mult mai mult decât la orice alt fel de scriere. Una este să afli, nu știu, din știri, din oricât ar fi de active niște organizații pentru a scoate în evidență o situație de criză care se petrece undeva în lume, nu se compară cu o poveste pe care o spune o persoană care se află în mijlocul acelor evenimente. Și nu e vorba de orice persoană, ci chiar de persoana care, practic, pe umerii ei, ca să zicem așa, a târnat totul în ceea ce privește situația poporului tibetan. Și este cu atât mai nu știu, da, ușor de înțeles în momentul în care iei povestea de la început. Adică, practic, Dalai Lama își povestește cum a ajuns el să fie Dalai Lama. Cum ajunge un copilaș să fie crescut în acest... în această idee, în această și în acest condiție. Spirit. Da, în acest spirit, în această condiție a acestei... Dalai Lama este o funcție, este o
orice ființă care se naște ca Dalai Lama are o anumită menire, are o anumită dharma, cum ar zice ei. Și trebuie să fie pregătit de mic pentru asta. Și mai mult decât atât, tradiția spune că acel mic copil care este ales este chiar reîncarnarea predecesorului său. Deci ar trebui, practic, să fie același spirit. Deși aici există o teorie mai amplă că nu este obligatoriu să fie unul singur, pot să fie mai multe emanații ale acestui spirit, pot să nu fie cele mai potrivite, adică să nu ajungă chiar la condiția de Dalai Lama. În cazul acestui Dalai Lama s-a dovedit că a ajuns la acel nivel. Da, în timp ce vorbeai, chiar citeam. Vrei să mă întreb ceva? Azi e o sincronicitate. În timp ce vorbeai, chiar la asta mă gândeam când tu vorbeai despre reîncarnare, citeam pe coperta 4 a cărții Libertate în exil. Liderul spiritual și politic al Tibetului, câștigător al Premiului Nobel pentru Pace în anul 1989, a fost recunoscut ca fiind cea de-a 14-a reîncarnare a lui Dalai Lama în 1938, la vârsta de 2 ani, prin intermediul unui proces tradițional de descoperire, exact cum spuneai și tu. În următorul deceniu traumatic, Dalai Lama a devenit un apropiat atât al președintelui Mao, cât și al primului ministru indian, timp în care a încercat cu disperare să mențină autonomia poporului său. Deci, iată, cred că la Dalai Lama se împletește foarte bine și noi am mai discutat despre asta, latura aceasta de, aș spune eu, militantism politic pentru drepturile poporului tibetan, cu valorile acestea universale, general valabile, universale, legate de tradiția spirituală a Tibetului, și anume, ce spuneam puțin mai devreme, la începutul intervenției noastre, empatia, compasiunea, iubirea, iertarea, bunătatea. Și nu numai ale Tibetului, ale oricărei tradiții spirituale, până la urmă. Da. O carte, pentru că ai lucrat această carte, are un stil, cum de altfel au majoritatea cărților din colecția Autobiografia, un stil narrativ confesiv, pentru că personalitatea respectivă vine cumva și își pune pe masă în fața cititorilor toată viața, până la urmă, și toată experiența de viață. Ce ți s-a părut la această carte, la Libertate în exil, poate puțin diferit față de alte cărți din aceeași colecție la care tu ai lucrat, pe care le-ai redactat? Bineînțeles că fiecare autor are stilul lui. Într-adevăr, când e vorba de o autobiografie, stilul este, mă rog, mai accesibil, pentru că e vorba de o poveste pe care cineva o spune la persoana întâi. Pe mine m-a fascinat, adică m-a prins foarte tare, aproape că trebuia să fiu trasă de mânecă să mai mă uit și la virgule. Atât de intens este. Și de captivantă. Și atât de intens te transpune, te transportă în lumea aceea. Practic reușește să facă acest lucru, să te ducă cu el acolo și să înțelegi cum a fost posibil și cum... Dalai Lama acesta este o împletire foarte interesantă între o ființă care respectă foarte mult tradiția spirituală, cu toate ritualurile respective, și o ființă deschisă către nou, către noutate, către descoperirile tehnice. Chiar e interesant de observat că în timpul vieții acestui personaj s-au transformat radical
niște condiții de viață în Tibet, de exemplu. Deci felul în care, de exemplu, chiar prima călătorie pe care a făcut-o el în China, el s-a dus, apropo că ai spus că a fost prieten cu Mao, președintele Mao, el s-a dus în China pentru că oracolul personal al lui Dalai Lama, oracolul personal al lui Dalai Lama nu este un oracol care se referă la o ființă. Deci oracolul respectiv, de fapt, e oracolul Tibetului. El îl sfătuiește pe Dalai Lama pentru binele întregii națiuni. Acest oracol, printr-o ceremonie extraordinară în care un ritual specific, e vorba de un medium care intră în transă și în acea transă transmite mesaje pe care Dalai Lama le urmează cu sfințenie. Deci el nu a plecat în exil până când acest oracol nu i-a permis să plece. Și tot acest oracol l-a sfătuit de mai multe ori să meargă să negocieze, să încerce să negocieze cu președintele chinez. Și călătoriile pe care le-a făcut el, au fost mai multe călătorii pe care le-a făcut în China, de la Lhasa, de unde era el, fiecare în parte reprezintă o anumită etapă de dezvoltare în istoria acelui popor. Adică dacă la început călătoria era făcută foarte greu pentru că nu existau drumuri și nu existau mijloace de transport și a durat foarte mult, ajunge în final să meargă, de exemplu, cu avionul. Adică ceea ce este fabulos. Deci parcă a făcut o călătorie în timp între prima lui călătorie la președintele chinez și ultima lui călătorie, de exemplu. Sau prima călătorie la președintele chinez și prima călătorie în India, de exemplu. Deci, surprinde în povestea lui modul în care se dezvoltă societatea respectivă, din multiple puncte de vedere. Asta, modul în care pe mine mă fascinează, modul în care se transportă, modul de transport al unui popor, explică foarte mult despre gradul de evoluție tehnică, bineînțeles, la care a ajuns și acest lucru are o consecință, are multiple consecințe la toate nivelurile ființelor. Adică ne impactează foarte mult, apropo de faptul că noi acum nu mai ne mișcăm, stăm pe loc și suntem obligați să ne întoarcem înăuntru nostru și să ne punem probleme spirituale, probleme pe care, de altfel, le găsim din abundență și în această poveste a lui Dalai Lama. Dalai Lama, libertate în exil, în colecția Autobiografia, în cadrul campaniei inițiată de editura Herald, mari personalități care au schimbat istoria omenirii. Așa, dragii noștri, nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro și cărțile din colecția Autobiografia vă așteaptă. Noi vom continua seria din colecția Autobiografia cu alte titluri interesante. Chiar am lângă mine spovedania lui Lev Tolstoi și de asemenea Frederick Douglass, Viața unui sclav american și multe alte titluri despre care vom vorbi cu invitații noștri în cadrul pastilei de lectură. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc foarte mult colegii mele, Luisa Neag, coordonator al senior editor și coordonator al colecției Autobiografia din cadrul portofoliului editurii Herald. Vă mulțumesc și să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. Mulțumesc, Luisa! Mulțumesc și eu!